Bună ziua, bine v-am găsit. E fierbere mare în PNL. Câțu îl cheamă la ordine pe Ciucă pentru că îi menajează pe pesediști. Pe de altă parte, sunt peste 10 liberali care sunt pătrunși așa de un fior de frondă. Unii dintre ei nu mai participă la ședințele importante ale partidului ca formă de protest față de comportamentul lui Câțu. Se vorbește chiar despre o ruptură a partidului, e supărare mare și cu numirile din agențiile guvernamentale, pentru că salariile sunt semnificative și funcțiile sunt călduțe. Toate aceste informații le vom discuta astăzi la Newspass. Îl așteptăm în câteva minute pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cu ultimele informații despre impactul răspândirii Omicron. Ministrul Sănătății, îl ascultăm. Trendul descrescător se menține, e și un trend descrescător rapid, atât în ceea ce privește numărul de cazuri, cât și rata de pozitivitate. Înregistrăm de asemenea un număr descrescător al cazurilor de deces, ceea ce este oarecum stabil, un trend slab descrescător, este însă numărul de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă, care este cantonat în jurul a 1100 de persoane internate. Este un indicator important pentru că discutăm ca să putem să aplicăm un calendar de ridicare a măsurilor de restricție în momentul în care numărul de cazuri spitalizate și mai ales cele spitalizate în secțiile de terapie intensivă înregistrează o scădere semnificativă. Următorul slide. Evoluția deceselor. Aici aveți o situație comparativă a evoluției deceselor în valul al patrulea al pandemiei și în valul în care ne găsim în acest moment. Aș insista, aceste cazuri, e foarte important să înțelegeți, se referă la data decesului, nu data raportării, ci data reală a decesului. În ceea ce privește evoluția deceselor, observați în partea stângă, graficul din stânga, 485 de cazuri au fost maximul de decese înregistrate în valul anterior, după data decesului, nu după data raportării. Acum am avut un maxim de 152 de cazuri, dar lucru care este mai relevant pentru noi și ar trebui să fie și pentru dumneavoastră, se referă la evoluția săptămânală, media săptămânală a cazurilor de deces. Este vorba despre graficul din dreapta, unde media săptămânală în valul 4 a fost de 463, iar cea mai mare medie săptămânală în acest val a fost de 128 de decese. Remarcați că deja am intrat pe un trend descrescător și e o diferență foarte mare, nu numai în ceea ce privește media săptămânală a numărului de decese, ci și durata de evoluție a acestui val, care, în mod evident, va avea o durată mai scurtă și sperăm că și numărul de decese înregistrat în acest val să fie net inferior situației din valul 4, când în total au fost înregistrate 24.000 de decese. În ceea ce privește următorul slide, în ceea ce privește evoluția numărului de testări raportate, observați că rata de pozitivitate a scăzut de la circa 30% la sfârșitul lunii ianuarie, e vorba de media săptămânală, da? La 19,5%, deci o scădere semnificativă care se corelează foarte bine și cu scăderea numărului de cazuri. Numărul total de teste efectuate a avut un maxim în săptămâna 31 ianuarie 6 februarie, un total săptămânal de 624.000 de teste, adică aproape 100.000 de teste efectuate zilnic, inclusiv în weekend. Și a scăzut pe măsură ce numărul de cazuri pozitive la rândul lui a avut o evoluție descrescătoare și observați 422.000 de teste în 423.000 în ultima săptămână, dar și pozitivitatea este în scădere accelerată. Următorul slide. Tulpina Omicron devine quasi dominantă în România
și peste 95% din totalul secvențierilor arată că îmbolnăvirile sunt cu această tulpină. O evoluție așteptată de altfel. Și cred că această evoluție va încheia, de fapt, și acest al cincelea val al pandemiei în următoarele 3 săptămâni. Cred că în următoarele 3 săptămâni putem să discutăm despre revenirea la valori scăzute ale numărului de infectări și sperăm să vedem acest trend cât mai rapid, poate mai repede decât 3 săptămâni, în ceea ce privește numărul de cazuri de la terapie intensivă. O primă țintă, dacă vreți, ar trebui să fie atinsă, ar trebui să fie scăderea sub 50% a gradului de ocupare a paturilor de la terapie intensivă, adică sub 900 de cazuri la terapie intensivă și, bineînțeles, acest lucru să fie corelat cu un trend descrescător general al numărului de cazuri noi înregistrate, dar și al numărului de cazuri internate și în secțiile de terapie intensivă. În ceea ce privește rata de reproducere, înregistrăm aceea scădere, ea este subunitară. În ultima săptămână am avut o rată de reproducere doar de 0,77, care se corelează cu scăderea numărului de cazuri și cu probabilitatea, așa cum vă spuneam, ca în următoarele 3 săptămâni să ajungem la cifre chiar cu în 3 săptămâni, cred că vom ajunge la un număr de cazuri doar cu 3 cifre în cazuri noi, doar cu 3 cifre în raportarea zilnică. Estimarea evoluției sunt cele 3 scenarii. Remarcați că ne-am situat tot timpul în zona scenariului favorabil sau cel mai favorabil dintre cele 3 și scăderea este cea preconizată. Observați, este o scădere care are ca și referință intervalul 14-21 februarie, iar această evoluție descendentă, ultimul slide, să vă rog, este legat de faptul că nu există niciun fel de estimare că se va ajunge la maximul ocupării capacităților de spitalizare, respectiv de spitalizare la... Se va solda în final și cu mult mai puține victime. Sigur, sunt lucruri care țin și de modul în care tulpina Omicron produce îmbolnăvirile, dar având în vedere numărul mare de cazuri înregistrat până în acest moment, cred că a fost o bună abordare, cea de dezvoltare asistenței medicale prespitalice și de creștere, de dublare a capacității de testare, nu a capacității, a testelor, pentru capacitatea exista totdeauna, pe ca să poată să acest lucru să poată să controleze mai bine pandemia și să putem să ne revenim mai repede la normal. Asta este despre evoluția pandemiei și o să vă prezint câteva slide-uri despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Este așa o introducere, dacă vreți, în temă. În perioada următoare, după ce vom face și prezentări ale, în detaliu ale acestui plan la nivelul personalului Ministerului Sănătății, ele vor fi disponibile și public pentru ca toată lumea să știe despre ce este vorba în acest program național de redresare și reziliență în domeniul sănătății. Cred că e importantă transparența, buna credință în abordare pentru ca toată lumea să aibă acces la... Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, anunțând că am trecut cu bine de acest val, este anunțul oficial prin care, iată, autoritățile recunosc faptul că acest val al cincelea este depășit în România. Deja rata de pozitivitate a scăzut de la 30% la 19,5%. Secțiile de terapie intensivă nu au fost aglomerate, așa cum s-a întâmplat în valul al patrulea. Ne așteptăm la un număr din ce în ce mai mic de îmbolnăviri, spune Ministrul Sănătății Alexandru Rafila.
Vă vorbeam puțin mai devreme despre fierberea din cadrul Partidului Național Liberal. Sunt voci care evocă chiar o posibilitate de scindare a acestui partid pe fondul nemulțumirii manifestate față de Florin Câțu, pe de o parte, de Nicolae Ciucă, pe de altă parte. Florin Câțu l-a chemat pe premierul Ciucă la raport, dacă putem spune așa, pentru că sunt liberali care se consideră nedreptățiți în condițiile în care, spun ei, Ciucă are un comportament părtinitor față de cei de la PSD. Bun, toate aceste chestiuni ne arată, de fapt, care este motivul pentru care nu primim răspunsuri serioase atunci când sunt întrebați liderii politici, deținătorii puterii, ce se va întâmpla cu facturile, ce se va întâmpla cu prețurile. Interesele lor sunt mult mai apropiate de partide, de grupurile pe care le reprezintă. Vă spuneam că se fac numiri în această perioadă în agențiile guvernamentale. Coada celor care așteaptă funcții în aceste vremuri grele e destul de mare. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Domnul Gabriel Avramescu e vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Avramescu, vă mulțumesc mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc de asemenea domnului Bodog, Florian Bodog, din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun, voi încerca în aceste minute să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat atunci când în spatele ușilor închise ni se spune discutăm despre facturi, discutăm despre prețuri, discutăm despre posibilitatea plafonării. La ieșirea de la aceste ședințe, ni se spune, e nevoie să analizăm mai bine, e nevoie să vedem mai bine despre ce e vorba. Domnule Avramescu, ieri domnul Ciolacu, într-un interviu pe care l-a acordat, spunea că e o diferență de optică. Spunea că dânsul și domnul Câțu văd lumea și viața în mod diferit. Au trecut câteva luni, nemulțumirile sunt în creștere, mai e vreo șansă să vedeți lumea și viața la fel? Păi, până la urmă, ăsta este spiritul democrației și de asta niciun individ nu seamănă cu celălalt. Așa că e normal să avem viziuni diferite. Ideea este ca atunci când căutăm soluții pentru oameni să găsim cele mai bune soluții pentru români. Și vi se pare că în acest moment caută cineva soluții? Tocmai asta voiam să vă spun, pentru că la nivel guvernamental, în momentul de față, e acel comitet creat de către premierul Nicolae Ciucă. Și acolo și din acel comitet fac parte miniștrii care tocmai la asta lucrează. Lucrează la cele ministrul mai bune energiei, domnule Avramescu, ministrul energiei, domnul Popescu, de exemplu, nu prea mai iese public în ședințele de guvern, vin secretar de stat de la Ministerul Energiei, lor le încredințează domnul Ciucă, premierul Ciucă, misiunea găsirii unor soluții. Am crezut că n-am auzit bine acum o săptămână când domnul Ciucă vorbea cu un secretar de stat de la Ministerul Energiei. De ce nu vorbește direct cu ministrul? Ce se întâmplă? Dacă nu greșesc, săptămâna trecută am impresia că a fost în izolare domnul ministru. Tocmai asta e ideea. Într-un minister e vorba de o echipă. Nu putem să vorbim de un singur om. Iar secretarii de stat și iată, Ministerul Energiei este un exemplu, acolo unde există colaborare cu secretarii de stat și acești secretari de stat au și atribuții. Și tocmai de asta pot să participe și la ședințele de guvern, că scrie în fișa postului, adică nu e nicio noutate. Încă o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Avramescu. Sunt colegi ai dumneavoastră din cadrul Partidului Național Liberal care sunt nemulțumiți de Florin Câțu. L-am auzit puțin mai devreme pe purtătorul de cuvânt, domnul Stroie, adresând așa o săgețică în direcția președintelui PNL. Dumneavoastră ne puteți spune cu mâna pe inimă că e consens și unitate în jurul lui Câțu în PNL? Nicio organizație și niciun partid din lumea asta nu are cum să fie consens, mai ales în lumea politică. Ideea este că toate tensiunile sau toate discuțiile de genul ăsta, ele trebuie păstrate în interior și discutate acolo, pentru că ați văzut ce a însemnat pentru Partidul Național Liberal în momentul în care, timp de aproape un an de zile, în acel festival al democrației, am început să ne păruim unii cu alții, că ăsta este adevărul, nu trebuie să mai ascundem treaba asta. Vă păruiți și acum?
Da, știți cum e, ne păruim, dar în casă. E mai simplu așa, dacă putem. Nu, e mult spus, dar eu asta încerc să vă spun. E normal să fie dezbateri, e normal până la urmă. Au fost nemulțumiri la modul în care au fost alocați secretarii de stat, la cum au fost alocați prefecții. E normal că niciodată nu poți să ai tot ce vrei. Da. Tocmai de asta trebuie căutat acea cale de mijloc. Sunt colegi la dumneavoastră în partid care boicotează ședințe importante ale partidului, cum ar fi birou executiv, de exemplu? Nu știu, că nici eu n-am fost astăzi la ședința de BEX, dar... Dar dumneavoastră boicotați biroul executiv? De ce n-ați fost? Îmi cer scuze pentru... Eu azi am avut un eveniment personal și tocmai de asta am preferat să rămân cu familia. Și n-am ajuns la ședința de birou executiv. Nu știu să vă spun dacă există vreun boicot. Nu știu dacă sunt colegi, așa cum spuneți dumneavoastră, 10-15 care nu participă. Ideea este că noi trebuie să ieșim uniți din toate încercările astea, pentru că oamenii nu așteaptă de la noi să ne audă că suntem nemulțumiți de secretarul de stat nu știu care sau mai știu eu de alt secretar de stat. Oamenii în momentul ăsta vor de la noi soluții. Și cu cât întârziem soluțiile astea, pentru că și aici are dreptate premierul Ciucă atunci când spune că trebuie căutate soluții pe termen lung. Că noi nu am făcut altceva în ultimele luni decât să guvernăm de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta. Nu așa se guvernează. Nici nu știu ce numiți dumneavoastră guvernare în condițiile în care... Da, s-au întâlnit, au existat ședințe, au existat grupuri de lucru, au existat tot soiul de formate, fără prea multe soluții. Domnule Bodog, domnul Ciolacu spunea ieri că dacă până la urmă nu va exista o convergență, se ajunge la alegeri anticipate. Domnul Câțu îi răspunde astăzi și spune Ciolacul sare din schemă pe președinte, pentru că președintele poate să decidă dacă și când vor fi alegeri anticipate. Ar trebui să vorbim în România despre alegeri anticipate în condițiile unei asemenea crize, în condițiile în care sunt economiști care vorbesc deja despre recesiune tehnică și despre perspectiva celei mai grave crize din ultimii 30 de ani? Acum, cu siguranță, nimeni nu-și dorește alegeri anticipate la momentul la care vorbim. Însă situația este într-adevăr dramatică în ceea ce privește impactul pe care aceste facturi, aceste creșteri ale prețurilor le au asupra populației și nu numai asupra populației, ci și asupra economiei. Și dacă vorbim de populație și economie, putem vorbi și despre spitale și despre școli. Deci, cu siguranță e nevoie să găsim o soluție și cred că în momentul de față, chiar dacă există tot felul de discuții care apar în spațiul public sau neînțelegeri care apar în spațiul public, oamenii responsabili din coaliție caută soluții pentru aceste lucruri. Mai responsabil decât Ciolacu, domnul Ciolacu, președintele PSD și domnul Câțu, președintele PNL, deci vârfurile partidelor care formează coaliția de guvernare, contrele se duc între ei? Ei sunt cei care vorbesc despre anticipate. Domnul Ciolacu a spus, eu i-am urmărit declarațiile și domnia sa a spus că e nevoie să găsim soluții la aceste probleme. Că ulterior, dacă nu se găsește soluție la aceste probleme și coaliția nu ajunge la o înțelegere, o să fie, o să intre în discuție alegerile anticipate, asta este o realitate. Dar deocamdată eu cred că discuțiile continuă și din informațiile pe care le am eu, discuțiile continuă într-un ritm destul de alert, pentru că la începutul lunii aprilie suntem într-un nou impas. Aia știm că de după 1 aprilie încolo, da, prețurile probabil că se vor quadrupla, dacă îmi permiteți, vor fi de 4-5 ori mai mari prețurile facturilor dacă nu se ia o soluție până acolo. Discuțiile continuă, domnule Bodog, și în legătură cu domnul Budăi, căruia de aproape o lună sunt unii care pe la colțuri cer demisia. Înțeleg că astăzi purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal spunea că se analizează posibilitatea în care ministrului muncii îi se va cere sau nu demisia. Ce știți? Se vrea iarăși capul lui Budăi? Nu, eu cred că în momentul de față demiterea sau demisia unui ministru, indiferent pe ce problematic ar fi cerută, nu rezolvă problema respectivă. Iar în cazul acesta particular, noi avem nevoie și
cred că e o chestiune absolut cunoscută și absolut acceptată de toată lumea. Noi avem nevoie de o rezolvare a problemei pensiilor și a salariilor în România. Pe de o parte, pentru că de la nivel european ni se cere să ieșim, să scoatem oamenii din sărăcie și să scoatem oamenii din această zonă de izolare, izolare socială ca urmare a sărăciei, iar pe de altă parte există legislație care trebuie pusă în aplicare și aici mă refer la programul de guvernare, care este legea în momentul în care a fost votat. De aceea cred că sunt poate că există tensiuni, nu vreau să infirm acest lucru, poate că există tensiuni, dar scopul final este acela de a rezolva problemele oamenilor și nu cred, eu sincer, părerea mea personală este că nu demiterea sau demisia unui ministru rezolvă această problemă, ci negocierile de la masa tratativelor. Asta cred că lipsește în momentul de față, discuțiile între cele două părți și găsirea unei soluții care să fie acceptabilă de către toată lumea. A fost întrebat Florin Câțu despre reducerea accizei la carburant. Răspunsul său este: aș putea lua în calcul, guvernul are toate cifrele. Deci, ce să înțelegem, domnule Avramescu? Că domnul Ciucă nu vrea să ia decizii și domnul Câțu, economist reputat, îi prezintă toate cifrele și domnul Ciucă întârzie? Nu, trebuie să înțelegem că în momentul de față ne gândim la mai multe măsuri și toate măsurile respective despre care ați vorbit și dumneavoastră, ele trebuie discutate în coaliție, pentru că din păcate, asta este marea problemă. Toți se grăbesc să fugă repede la televizor cu fiecare ce face el mai întâi, cum a fost și cazul nefericit al domnului Budăi. Și cred că ar trebui să existe mai multă prudență. Dumneavoastră credeți că domnul Budăi ar trebui să plece pentru că a venit la televizor să spună ce vrea să facă? Eu nu pot să vorbesc în numele partidului, așa că din punctul meu de vedere deciziile acestea se iau doar în forurile statutare ale partidului în cazul în care se ajunge la o chestiune de genul ăsta. Dar tocmai asta vă spun. Noi trebuie să găsim măsurile clare pentru că oamenii nu mai vor să mai vadă tot timpul că se ceartă stânga cu dreapta sau că nu reușim să ajungem la o înțelegere, mai ales că avem o largă majoritate în Parlament. Și tocmai de asta, fiecare măsură, noi am acționat până acum pompieristic. Ăsta e adevărul. A crescut factura la energie, gata, trebuie să luăm măsuri. Au crescut prețurile la RCA, ba vrea ASF-ul, ba nu vrea ASF-ul plafonare. Și tocmai de asta, incoerența asta nu pleacă doar de la nivel oamenilor. În ceea ce privește RCA-ul, de exemplu, înțeleg că s-a căzut de acord asupra unei plafonări. Ați avut o poziție din partea ASF-ului? În luna ianuarie, același ASF spunea că nu este de acord cu plafonarea. Păi când suntem serioși? În ianuarie sau în februarie? E o chestie, poate e altă conjuncție astrală și acum a fost Mercurul așezat mai bine și poate ASF-ul a considerat că trebuie să ne gândim și la veniturile oamenilor. Dar până acum, de ce nu ne-am gândit la veniturile românilor? Dar ne puteți spune sigur că până la urmă vom avea o plafonare a prețului RCA-ului? Odată că este și o inițiativă depusă de noi în Parlament, în acest sens, pe de altă parte este acest proiect în dezbatere publică pe acea perioadă redusă de 6 luni. Da. Acum RCA-ul e reglementat printr-o lege și noi venim cu o hotărâre de guvern, acum nu știu care este și deranjul constituțional din punctul ăsta de vedere. Da, o vedem. Da, vă mulțumesc mult. Așteptăm și anunțul pe care îl va face probabil ministrul Sănătății Alexandru Rafila referitor la o posibilă ridicare a restricțiilor. Când și în ce fel? Alexandru Rafila spune că România și-a la revedere de la valul al 5-lea al pandemiei, un val pe care, spune domnia sa, autoritățile l-au gestionat într-un mod responsabil. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Provocarea asta legată de facturile uriașe i-a făcut pe unii să găsească soluții. Exemplu, Castelul Corvinilor din Hunedoara, care a fost complet debranșat de la această țeavă
pe gaz. Municipalitatea a decis ca edificiul să fie în acest moment alimentat doar prin panouri solare. Haideți să vedem acest exemplu. Castelul Corvinilor a fost debranșat de la rețeaua de gaze chiar înainte de scumpirile. Din această iarnă, țevile de gaze au fost tăiate la propriu, iar centralele au fost scoase din funcțiune. Monumentul istoric va fi încălzit de acum cu panouri radiante. Inițiativa a fost în plan încă din 2019, când începuseră lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor. Sistemul de încălzire pe gaz a fost desființat și este înlocuit cu panouri radiante pe măsură ce avansează lucrările de renovare a încăperilor castelului în cadrul proiectului de restaurare pe fonduri europene. Aceste panouri radiante încălzesc prin intermediul radiațiilor infraroșii. Inițiativa a venit la fix, asta în contextul în care ultima factură achitată de municipalitate pentru Castelul Corvinilor a fost de 4.174 de lei pentru luna decembrie a anului trecut și a privit doar anexele castelului. Pentru luna noiembrie, factura a fost de 6.800 de lei, însă a inclus și consumul din castel înainte de debranșare.